La 8 luni după ce a fost reținut pe aeroportul din Bruxelles, fostul șef de la Calea Ferată, Iurie Topală, a ajuns pe mâna autorităților din Republica Moldova. El a fost extrădat aseară din Belgia. A ajuns pe aeroportul internațional Chișinău, Topală a declarat că nu își recunoaște vina și a refuzat să comenteze acuzațiile procurorilor. Cum comentați acuzațiile procurorilor? Nu comentez și nu recunosc vina. Nu recunosc? Vă recunoașteți vina? Am spus. Fostul șef al întreprinderii Calea Ferată a ajuns la Chișinău aseară cu avionul de pe cursa Bruxelles-Chișinău. Iurie Topală a evitat să comenteze faptele ce îi se incriminează. Azi dimineață, procurorii de la cauze speciale au anunțat că avocații lui Topală au contestat la Curtea de Apel Chișinău mandatul de arestare preventivă pentru un termen de 30 de zile, emis în lipsă în privința fostului șef de la Calea Ferată. Iurie Topală a fost audiat, dar procurorii au evitat să ofere detalii în legătură cu depozit pe care le-a făcut. Topală este învinuit de abuz în serviciu după ce în perioada în care se afla la conducerea întreprinderii ar fi prejudiciat compania cu 250 de milioane de lei. Procurora responsabilă de caz, Stella Barbă, ne-a comunicat că investigațiile sunt pe ultima sută de metri, iar în tot acest timp au fost desfășurate mai multe măsuri procesual penale. Am spus că sunt aplicate și măsuri asiguratorii sub formă de sechestre de din câte sunte în jur de 30 de milioane. De lei sunt în cadrul investigațiilor financiar paralele au fost constatate multe bunuri. Topală a fost reținut în luna februarie pe aeroportul din Bruxelles. Luna trecută, autoritățile belgiene au acceptat cererea Republicii Moldova de extrădare. Topală a fost extrădat în baza mandatului de arestare emis la sfârșitul lunii iulie anul trecut.